mănânc! Ardei, iute! Aștept un like pentru mamei mele mie ca să mănânc ciorbă rădăuțeană cu ardei iute! Wow! Bună dimineața! Salut! Este ultima zi în Arsenal Park. Mergem să mâncăm micul dejun și după asta... plecăm la piscină, la tobogane cu apă! Și Matei ajută acolo, da? Super! Facem ceai. Iată așa. Ce frumos mănâncă Matei! Nu se murdăriește! Și Mircea, poftă bună! Toți deja finisează din farfurii. Uite, mami, că deja am finisat. Pentru că noi am luat de la bufet doar atât cât știm că putem duce, da, în burtică. Noi nu luăm, nu încărcăm farfurii de pline, ca ulterior să rămână ceva în ele, pentru că este regim bufet și ca să le rămână mâncare și celorlalți care sunt aici cazați. Luăm exact atâta cât putem mânca, pentru că nu ai un stomac care se lărgește la infinit. Mănânci puțin să rămâi puțin flămând, ca să ai poftă pentru prânz, nu? Căci dacă rămâne ceva în farfuria noastră, bucătarii trebuie să arunce. Iar dacă nu m-am săturat, îmi voi lua suplimentar. Wow, ce avem acolo? Magnit! Aqua Park, unde vom merge imediat. Wow, este norat! Oare ne va prinde ploița la Aqua Park? Totuși ploița a venit! Plouă! Așteptăm și pe Melissa și tati și Mircea. Oricum, mergem la piscină! Cum a fost micul dejun? A fost gustos! Delicios! Iar, Melissa, parcă ești o broască țestoasă! Gata sejurul nostru! Valizele sunt pregătite! Încărcăm mașina și mergem la piscină! Poi acasă! Tati, încărcăm? Încărcăm și plecăm acasă! Nu se știe. Mircelica ajută? Avem de încărcat multe. Multe am adus, multe luăm. Uitați-vă că, într-adevăr, nu se știe dacă plecăm acasă. Noi decidem în ultimul moment, în ultima clipă, în ultima minută. Decide familia, Consiliul Familiei se așează și votează ce să facem mai departe. Să mergem la stânga, la dreapta, înainte sau înapoi. Melissa, îmi pare că are o idee. Mergem acasă. Mergem acasă? Nu știu. O să ne mai gândim. Te-ai gândit, Melissa? Mergem acasă? Nu. Tati, mai este o valiză care trebuie să o pui prima. Și cam toate valizele sunt primile. Da, imediat aducem și rolele, cu toate că cu rolele n-am reușit să ne dăm. Las că reușim, da. Mergem încă o dată să verificăm dacă nu am uitat nimic. Bravo! Ai verificat peste tot? Da, sus nu este nimic și acum aici trebuie să... Sunt lăpioare. Așa. Familia Melimi se străduie permanent să lase curat, pentru că știm câtă muncă se depune. Hai să vedem și sus. Melissa a zis că a verificat, tati. Melissa a scos și frigiderul din priză. Wow, băieții au făcut patul! Ce frumos! Hai să vedem în dulap să nu uităm ceva de-a lui Matei. Important, jucăriile. Tata, ce cauți, tati, conservele? Mă tem să nu se strice acolo ceva și să nu se împută dacă... Las că vine altcineva și le găsește. Hai că băieții ne așteaptă. Și gata! Încuiem. O să ne fie dor! Nu suntem aproape, mami, și dacă ceva ne întoarcem. Nu scăpați așa ușor de noi. Nu scapă. Centurile și pornim la drum. Dar până la drum... Trecem pe la recepție. Să lăsăm cheia. Tati merge să predea cheia. Și gata! Acesta a fost sejurul nostru la Arsenal Park. Gata! Tancul a rămas în urmă. Iar noi plecăm la Aqua Park. Ne oprim un pic la piscină. Ruluta! Da! Și bicicleta au. Cum nu lucrează piscina, Melissa? Afară. Că nu lucrează. Noi! Vedem? Dar mașini sunt, oameni sunt, așa le pornim că... Le pornim noi.
cadrul reuniunii Consiliului Familiei, am hotărât să facem un popas la... Popasul castelului! Hai să vedem, poate găsim ceva gustos, ceva deosebit, tradițional, autentic, de aici, de pe loc. Mai... Este ciorbă rădăuțeană, Melissa! Stai, mame, este pe meniu, dar nu știm dacă este în restaurant. Hai să vedem. Este terasă, afară. Wow! Hai să vedem! Și în interior este foarte frumos, dar noi optăm să mâncăm pe terasa afară. Mircea a fugit să aducă scăunel pentru Matei. Bună seara! Bună seara! Și am hotărât să facem popasul la dumneavoastră și să mâncăm cel mai important, ce-i place familiei mele, mie, ciorbă rădăuțeană. Găsim la ora asta! Da, găsiți! Super! Ok, atunci trei ciorbe. Da, și un platou țărănesc. Eu vreau limonadă. Sucuri pentru copii, ce aveți? Căpșună cu banane. Căpșună cu banană, două, da? Da, deja ne-ați nimerit în toate. Ok, atunci, deocamdată așa și desertul. Mai târziu. Ce ne propuneți? Tarta cu vișine. Wow, super! Preferata Melisei. Abia aștept să gustăm. Wow! Cu ardei iute, da? Este ardei iute? Da. Iată că a venit și pânica, mă, te deschide! Oh, uite ce frumos! Este pâine de casă. Fapte, pâine de casă! Și încă una. Cură de uite, wow! Așa, mami, cea mai flămândă! Asta bună! Mulțumesc! Oare să mănânc cu ardei iute? Încurajați-mă! Aștept un like pentru mami, mili mie! Ca să mănânc ciorbă rădăuțeană cu ardei iute. Ție cum îți place? Cu ardei iute sau simplu așa? Îmi place foarte mult cum este aici. Este foarte luminos și este așa și rustic și contemporan. E foarte, foarte, foarte frumos este restaurant. Ei, tati! Wow, de ce ai mușcat așa de mult? Oh, e dulce! E dulce, mami! Da. E dulce? Atunci pot să mănânc și eu? Da. Ok. Și Matei mănâncă pânică coaptă de casă. Super. Melissa, cum e ciorbița? E super. Mănânc ardei iute. E mai subțire. Mircea, vrei, nu vrei să mănânci ciorbiță? E foarte iute cu supa asta. Și priviți, a venit limonada. Ce frumos. Și-a venit deja cărnița. Și platoul cu cărniță! Ce rapid! Noi avem aici vreo 10-15 minute de când am venit. Familia mele mie, după cum am spus, nu consum ardei iute, dar tati m-a asigurat că este unul dulce. Ia să vedem. Să mușc mai mult? Da, foarte mult. Tati iute, pentru că am dat de... Semințe? Semințe! Am pățit-o și eu ca Mircea. Iute, ia gustă să vezi. Văd că și cărnița deja e suflată. Matei este cel mai bravo. El mănâncă tot atât cât îi pui în farfurie. Vai, și ce tartă, Melissa. Cheesecake. Vai, Matei, uite că a venit tarta cu vișine. Și ce este asta? Frișcă. Hai să gustăm. Eu am văzut, mi-a plăcut cum arată și am dat comandă de încă două porții pentru mine și pentru Mircea. Inițial noi am spus că nu vrem. Și iată, mami, și porțile noastre. Și am mâncat bine la popasul castelului, mâncare foarte gustoasă. Mulțumim din suflet. Vă dorim seară bună. La revedere. La revedere. Toate bune, pa. Wow, ce lumini! Luminează și se mișcă! Foarte frumos! Cum e, Matei? Îți place? Foarte frumos, da? Wow! Și se mișcă și luminează diferite culori! Vai! Ce fac copii? Faceți poze! Faceți poze! Bravo! Este foarte frumos aici în Hunedoara de seară! Super fain! Ia priviți, Melissa, ce e aici! Și orașul, chiar dacă este oră târzie,
E foarte aglomerat și viu. Melissa face poze. Uite, culoarea roșie. Wow! Super! Ți-a plăcut, Matei? Da! Super! Spectacol adevărat aici în Hunedoara! Te rog, oprește, te stai cu ăștia câte de minune de pe la televizor, de pe YouTube, vreau să-i văd. Salut! Cum te numești? Marco! Marco, și tu? Mara! Mara, vai, ce frumos! Ești o prințesă frumoasă, uite așa! Și cu bucle! Foarte super fain! Sunteți aici din oraș? Locuiți aici? Foarte frumos aici la voi! Ați reușit să vă bălăciți aici vreodată? În apă! Tu zici că urmărești vlogurile noastre? Care vlog cel mai mult îți place? Care face la ore în piscină! O, 24 de ore în piscină! Și când vii la noi să facem și cu tine împreună? Într-o zi, te așteptăm la Cluj, bine? Bine? Promis? Da. Ok, te așteptăm. Tu ți-ai valiza, costum de baie, ochelari și vii la noi în piscină, bine? Am bătut palma. Este foarte, foarte multă lume și uite, e aglomerație. Și mă viață. Ce hai, noi nu ne-am îmbrățat. Hai că-l iau eu în braț. Și sunt foarte mulți copii cu părinții lor și cel mai important și cel mai frumos sunt aceste fântâni cu lumini. Și se mișcă tot de direcție. Uite, lui Matei este somn deja și face... Nani-nani în brațul la mami. Și ce scrie aici? Hunedoara 1265. Este mai bătrân decât Chișinăul nostru. Mult! Și priviți cum era Hunedoara în trecut și acum în prezent. Foarte frumos, a fost modernizat și priviți chiar acum recent. Eu știu ce e acolo. Ce e acolo, Melissa? Florărie. Este florărie! Este o familie, probabil, care iubește foarte mult florile, să aibă flori. E florărie! Cine mai are acasă atâtea flori pe balcon? Sau pe terasă? Prestise florărie! Frumos, da? La ultimul etaj, florărie! Dacă îți place și ție să ai flori în casă, atât de multe, scrie în comentarii! Noi am mai văzut așa ceva, doar că foarte rar. Am făcut popas în centrul Hunedoarei. Vom dormi aici? Da! Ia să vedem, chiar suntem în centru, mai? Hai să vedem! Wow! Priveliște frumoasă! Dar e mare casă de cultură! Melissa, vă place aici? Da! Hai să vedem camerele! Așa, aici avem un living. Aici mă putem să dorm. Foarte spațios. Și eu dorm aici. Wow! Și tu aici? Da, eu aici voi dormi. Vai, ce frumos aranjat! Imediat facem băiță și nani. Iată, aici este baia. Wow! Și ce ceas frumos pe perete. Mare, mare! Mare? Ce ani se mișcă? Și bucătăria.